Să trăiți, stimați camarazi! V-am promis la unul din filmele mele, se numea parcă porumb semănat direct în miriște, fără arat, fără discuit, și porumb semănat în discuială de primăvară, că revin într-un stadiu de vegetație mai avansat să-l urmărim. Iacătă aici e un porumb foarte curat. Mare goluri pe aici pe acolo, dar nu-i bai. Așa. Și aici e un porumb în scarificat din toamnă, cu o ierbicidare târzie. Nu? Greșeala care a făcut omul ăsta, o știu care, avea un ierbicid la pachet pentru porumbul ăsta. Prima dată se dădea pentru frunză lată, cu metul, apoi mai târziu și pentru frunză îngustă. E, a uitat de bucățica asta, cred, și că nu-s decât vreo 8 hectare aici. Și a amestecat amândouă ierbicidele și i-a dat destul de târziu. Poate nu l-au lăsat nici ploile. Deci aici, acum unde ne aflăm, a fost scarificat și discuit în primăvară, apoi semănat. Ca tasarea a pământului, unde s-a scarificat, avem o adâncime de 40 de centimetri până la talpa scarificatului, de unde n-a băgat mult scarificatorul, până unde dăm de tare, practic. Ne interesează așa zisa caracteristică daie, densitatea aparent efectivă. Cu cât iei pământul și îl strângi în mână, el se tasează. Rădăcinile nu pot să ducă mult, rămân pitice în înălțime, doar cine știe să aibă ele ploi, se dezvoltă cum trebuie. Cu cât această tasare este mai mare, cu atât e mai problemă. O tasare ideală ar fi aceasta. Îl iei în mână și aici semeni, să fie pământul aerisit, să poată să rădăcinile să se dezvolte imediat în profunzime. Din coace, în nescarificat, ne arat doar discuit. Adâncimea până la talpă este de 20 de centimetri. Asta cred, noroc cu ploile, că n-a intrat discul așa mult. Așa. Bun. Ce vreau să vă mai spun, am aflat că acesta este un porumb special adus din America ca să-l semene direct în miriște, zis, cu o ușoară discuială. Alte soiuri nu prea merg. Deci este un porumb special acolo unde oamenii aceia au o cultură și o experiență vastă în semănatul direct în miriște. Ce să vă zic, uitați aici, ca înălțime, la porumbul direct în miriște, adâncimea de semănat, în disc de fapt, este de 4 cm, cultura premergătoare grâu. Din coace, avem adâncimea de semănat 5-6 cm, aceeași cultură premergătoare de bază grâu. Să vedem și înălțimea, ca înălțime. Imediat să bag ruleta. No. Mai mult. Așa. La cel direct în miriște,
avem o înălțime de 55 de centimetri. Cel înscarificat avem o înălțime de 60-65 de centimetri. Nu e mare diferența, dar ce observăm, iată, deși porumbii ăștia semănați înscarificat, apoi discuit înainte de semănat, cum s-a dezvoltat rădăcina. E mare, e bogată rădăcina și mai ales se datorează și adâncimii de semănat corespunzătoare, 6 cm. Aici, la suprafață, nu prea a mers și nu sunt de acord, nu scrie cartea așa. Bun. Uitați aici. Am înfilt lopata, casmaua. De aici încolo, ca să o înfic, îmi trebuie un ciocan. Cât avem? Avem... Hei, na! Avem 15 cm. Să o înfigem și din coace. Casmaua. Și... apăsăm. S-a dus casmaua toată. Nu, s-a dus. Cât are casmaua? O scoatem casmaua. Aproape 30 de centimetri. Acum eu trag oarece concluzii, dumneavoastră la fel. Corespondăm prin mesaje pe YouTube. Să vedem dacă cumva eu unul am în gând să mă apuc de tehnologia asta în stil mai eficient, să renunț de la aratul la aratul foarte adânc, să fac numai scarificatul foarte adânc pentru culturile de prășitoare, deoarece schimbările climatice sunt de recontestat destul de semnificative. Trebuie să fac mai puține treceri pe hectar, să conserv apa bine în sol și să pot fi eficient. Numai bine, fraților, și ne vedem înscris pe YouTube.